Bună seara, dragi prieteni! Așa cum v-am promis în clipul anterior, o să vă arăt cum se face acest corp de iluminat cu cristale. Aici aveți câteva din corpurile de iluminat pe care le-am executat împreună cu dumneavoastră câteva clipuri mai înainte, cum este acesta cu fluturi și cu flori. Cum este acel corp de iluminat făcut pur și simplu dintr-un bol de plastic. Iar acum am să vă arăt ceva interesant. Vedeți? Îl pot deplasa oriunde doresc. Pentru că acest corp de iluminat este făcut pur și simplu într-un pahar cu o instalație pe baterie. Foarte practice aceste corpuri de iluminat pe bază de baterie, fie că sunt cu mai multe becuri, fie că imită, de exemplu, o lumânare, cum este aceasta micuță, pe care nu reușesc să o aprind cu o mână. O să fixez camera în suport și atunci o să-mi fie mai ușor. Acestea sunt foarte practice pentru că nu se întâmplă nimic când aveți o aniversare, fiind pe bază de baterii și nu lumânări cu flacără, și copiii și locuința dumneavoastră este în siguranță. Și o să vă arăt cât de ușor se realizează. Vedeți cât este de frumos, o deplasați oriunde, o puneți pe masă, la fereastră, pe noptieră. Și acela este tot pe bază de baterii, celelalte sunt la priză. Frumoase, elegante și practice, aceste decorațiuni cu corpuri de iluminat pe bază de baterii, cum v-am spus, pot să fie statice, pot să fie ca acestea, care imită lumânarea, foarte practice în cazul în care sunt și copii în jur, nu există riscul de a se produce accidental un incendiu, aveți locuința în siguranță. La fel în cazul acestor instalații cu baterii, iar celelalte, cum v-am spus, de acolo, sunt pe bază de instalații care merg la priză. Și aceasta, pe care o știți, am executat-o împreună, este tot pe bază de baterie. Am să o aduc mai aproape ca să vedeți. Am executat-o tot împreună. Este o instalație pe baterie. Și la fel, poate fi așezată și deplasată oriunde doriți în casă să o puneți. Deocamdată o vom lăsa aici și să vă arăt cum le-am realizat pe amândouă. Și aceasta din pahar și acest cub cu cristale. Cum vedeți, am un simplu pahar mare, gol, și aici am o instalație mică pe bază de baterii, exact ca aceea pe care am folosit-o în cea cu flori și cu fluturi. Se găsesc în comerț, sunt foarte ieftine, numai 3 lei o astfel de instalație, nu sunt incluse bateriile. Am să iau acest fir și am să-l înfășor direct pe suportul în care sunt montate bateriile. E pe fir de cupru. Nu vă temeți, nu o să vă curentați. Și nu se întâmplă nimic dacă firele se ating între ele.
Le așezați de așa natură să fie și pe o parte și pe cealaltă, becuri, pentru că vom introduce această instalație în pahar și vom dori să avem becuri care luminează și în față și în spate. Așa. Să fie peste tot lumina. Foarte bine. Vedeți ce simplu se închide, se deschide. În pahar o să introduc cristale. După ce am introdus o bază de cristale, câteva cristale, am să pun această instalație înăuntru și nu-mi rămâne altceva de făcut decât să completez cu cristale de jur împrejur. Acum, întâmplător, am numai cristale roz disponibile pentru că le-am folosit pe celelalte culori la cup, dar vă dați seama că arată superb în orice culoare. Și o să fac și cu verde și cu bleu, să vedeți numai cât de frumos arată. Îmi plac pentru că sunt interesante, pentru că pot să le deplasez oriunde vreau. Nu există niciun risc, niciun pericol de incendiere ca la lumânări și pot să o deplasez și pe masă, în grădină, și la fereastră, și pe noptieră, oriunde doresc. Ați văzut cât de simplu este? O idee am avut și s-a născut acest corp de iluminat. Acum să vedem cum am realizat cu... Am făcut și o variantă cu cristale verzi. Și am făcut și o variantă cu cristale bleu. Cum am spus, aceste cristale sunt foarte ieftine. O pungă costă 7 lei. Sunt din acril și pot fi folosite pentru orice fel de decorațiuni. Cubul cu cristale l-am realizat pur și simplu dintr-un ambalaj de acril în care am cumpărat asta iarnă globurile. La fel și acest tub. Se comercializează globurile, cum v-am spus și cum știți, am obiceiul de strâng totul și nu arunc, pentru că nu se știe niciodată când am nevoie. Le-am pus în cutii și pentru că asta fac, trebuie să am grijă să am materiale la prima mână. Ce facem? Avem nevoie de o instalație de pom. Pur și simplu, o instalație de pom. Această instalație o voi lua și o voi fixa pe acest tub de plastic și înăuntru și afară. Introduc o parte din instalație în acest tub de plastic, iar o parte din instalație o voi înfășura în exteriorul tubului. Iar când am terminat, pur și simplu voi înfășura restul instalației pe tub, iar când am terminat, o voi băga în cutie. Așa, am introdus o parte din instalație în tub, iar cealaltă parte o voi înfășura în jurul tubului. Pentru că va sta în mijlocul cutiei și lumina să fie centrată ca să lumineze bine în toate părțile, fără nicio problemă, cristalele. Am ales să sting deocamdată instalația pentru că bătea prea puternic în cameră și nu se vedea,
Deci instalația este jumătate introdusă în tub, jumătate în afară. Și acum, pur și simplu, vom amesteca cristalele. Ce culori avem? Eu am bleu, roz și verde, dar sunt foarte multe culori. Puteți să le faceți numai albe. Fiecare după cum este inspirat, cum îi place combinația de culori. După ce le-am combinat cristalele, luăm o parte și băgăm în tub să cadă frumos printre aceste steluțe. Nici nu v-am arătat, sunt practic niște steluțe de zăpadă. Introduc acum tubul în cutia de plastic și vin pur și simplu și completez cu cristale de jur împrejur până se umple cutia. Cutia este plină, o închidem, o fixăm cu scotch. Să stea bine închisă. Am fixat-o cu scotch pentru că vom întoarce cutia să se vadă frumos. Vedeți, jos este priza, de aceea am întors cutia invers. Nu ne rămâne altceva de făcut decât să o punem în priză și avem un corp de luminat extraordinar de interesant și de frumos, pe care putem să-l punem unde dorim.